Mai sunt doar câteva săptămâni până la debutul sezonului estival, iar mulți dintre noi suntem cu gândul la vacanță, la mare, la soare și la nisipul fierbinte. Echipa Iași TV Life a ajuns într-una dintre cele mai căutate destinații de vis. După 2 ore și jumătate de zbor, au urmat 7 zile pline de distracție, dar și de provocări. Iași TV Life a ajuns în Sharm el Sheikh, orașul șeicilor sau paradisul distracției. Este locul în care turiștii sunt așteptați cu brațele deschise de către gazde. Vacanța a început cu o plimbare pe plaja cu nisipul fierbinte și cu marea plină de corali. Este un peisaj de vis unde marea parcă îți vorbește. Mă numesc Gabriela Luxenia, sunt corespondent special Iași TV Live din Egipt. Ne aflăm în una dintre cele mai luxoase destinații turistice din Egipt, dar și probabil din întreaga lume, Sharm el Sheikh. Odată cu ridicarea restricțiilor, oamenii sunt dornici de călătorii și de experiențe frumoase. Sharm el Sheikh le oferă această posibilitate. Românii sunt așteptați aici cu brațele deschise pentru a vedea toată această frumusețe ca din paradis. După ce am pășit pe nisipul fierbinte, am fost invitați într-o călătorie pe mare cu vaporul, de unde am putut admira frumusețea peninsulei Sinai. Când malul s-a transformat într-un punct la orizont, personalul vaporului ne-a anunțat că vom face scuba diving, iar cei mai curajoși și-au făcut loc la instructaj. Nici noi nu am ezitat. Nu întâmplător, Sharm el Sheikh este numit împărăția recifelor de corali, care reprezintă un patrimoniu național. Scuba divingul în Marea Roșie este principala atracție a turiștilor în timpul unui sejur în stațiune. Iubitorii secretelor și frumuseții subacvatice au prins curaj pentru a vedea toate culorile Mării Roșii, pentru a saluta peștii și pentru a respira sub apă. Colega noastră, Xenia Gavriliuc, a reușit să ajungă la o adâncime de 6 metri. A fost cu adevărat o experiență unică, trăită cu emoții. Bine ai venit, Xenia! Bun! Cum a fost această experiență pentru tine? Unică! Este o experiență cu totul unică, este o altă lume acolo, sub mare. O lume care se poate atinge și care poate fi văzută. După ce am explorat lumea subacvatică, am decis că cea mai bună variantă pentru a ne usca costumele de baie va fi o plimbare în safari. Ne-am echipat cu Arafacta, cască de protecție și am pornit la drum cu ATV-urile. Peisajele ce se întindeau în jurul nostru erau parcă rupte dintr-un film despre Marte, iar vizita și drifturile pe nisip i-au făcut chiar și pe cei mai corecți șoferi să accelereze. Safari în Egipt, în Sharm el Sheikh. Trebuie de menționat că excursele în safari sunt la cea mai mare căutare și reprezintă un punct de turistic de maxim interes. Alături de cămile, motociclete, turiștii își pot face poze și se pot bucura de deșert. Plimbările cu cămila în mijlocul deșertului au devenit pentru turiști o atracție obligatorie în Egipt. O plimbare cu cămila este distractivă, iar senzația pe care o ai este destul de spectaculoasă. Serile se încheie mereu cu o adevărată petrecere tradițională. Asta înseamnă că totul se naște din creier. Este unul dintre băieții noștri care face acest dans în mintea lui. El s-a născut în Turcia și după a venit în Egipt. Aceasta este o uniformă modernă. A fost tradițională și au făcut-o modernă. Ahmed vorbește despre sentimente. Trebuie să ai sentimente. Trupul tău trebuie să simtă dansul înainte să începi să dansezi.
Dacă nu v-ați hotărât încă unde să petreceți vacanța de Paște, ofertele cele mai bune vin tocmai din Egipt. Cu doar 500 de euro de persoană, puteți petrece 7 nopți la all-inclusiv într-unul dintre orașele peninsulei Sinai. Iar cei care își doresc lux și confort vor plăti pentru o vacanță de 7 nopți aproximativ 1000 de euro.